Turiștii care au ales să-și petreacă sfârșitul de săptămână la Bușteni au avut parte de surprize. Ziua mondială a zăpezii a fost sărbătorită pe pârtie. Pârtia Calinderu a fost plină de prichindei dornici să ia lecții de schi de la instructori, mai ales că acestea au fost gratuite, iar prețul închirierii echipamentelor a fost redus de la 25 de lei la 10 lei. Toate ofertele au fost valabile de Ziua Mondială a Zăpezii, care se sărbătorește în fiecare an pe 22 ianuarie. Cu această ocazie, 150 de schiori au beneficiat de lecțiile gratuite oferite de instructori profesioniști. Într-adevăr, astăzi, fiind Ziua Mondială a Zăpezii, noi am organizat la Pârtia Calinderu din Bușteni 2 ore gratis pentru toți copiii. Și ce vă pot spune, că lumea, ne bucurăm că a venit la apelul nostru și chiar se dau pe schiuri, după cum se vede, și copiii încet, încet prind gustul pentru schi, ceea ce este un lucru fantastic pentru sănătate și pentru stațiunea Bușteni. Accesul copiilor a fost gratuit în Fun Park, iar aceștia au profitat din plin de instalațiile ajutătoare. Am învățat să facem turul și să ne oprim. Am învățat cum să merg și cum să am poziție și tot. Până la urmă trebuie să știu să, când îmi dau drumul la vale, să pot să țin vârfurile apropiate și un pic lăsată și mâinile în față și să am grijă să nu mă duc prea în viteză. Ziua Mondială a Zăpezii a fost organizată pentru prima dată pe Valea Prahovei, sub egida Federației Internaționale de Schi, cu sprijinul administrației Pârtiei Calinderu din Bușteni, și face parte din campania de promovare a sporturilor de iarnă în rândul copiilor.